Uitați aici o bicicletă care cântărește aproximativ 8,5-9 kg, cam pe acolo. O ridic într-un deget. Tare, nu? O astfel de bicicletă este undeva la cât? 1000 ceva de euro? 9? Da. 9 depășește cu mult peste 2000 de euro. Deci peste 2000 la, de euro. La ce piese are pe ea? Am înțeles. Haideți să dăm o tură să vedem cum se conduce acest bolid din lumea bicicletelor. Ia, să vedem. Merge super fain. Asta este poziția în momentul în care cobori să prinzi viteză? Da, să tai vântul. Am înțeles. Pentru viteză mai mare. Să știi că se simte super, super mișto. Nu știu, e o senzație unică pe această bicicletă. Se simte că este premium. Până la urmă am hotărât, am să-mi cumpăr o bicicletă la mâna a doua, care a fost premium la viața ei. Și probabil o să mai fac unele modificări ca să fie de top, cât de cât. Și bineînțeles trebuie să-ți iei faruri. Cu ce este echipată această bicicletă? Clanson, care este absolut obligatoriu în Germania. Da. Lumini pentru față. Deci asta este un suport pentru o lanternă. O lanternă, da, din față. Am înțeles. Lumini spate. Uh-huh. Și acu silicon. Asta... Când mergi mai mult de 50 de km, s-ar putea să te afecteze la funduleț. Îți trebuie echipament special. Dar dacă ai un echipament special, probabil că nu ai probleme. Nu. Super. Dar eu am rămas uimit cât de ușoară este bicicleta, uitați! Este fulg! Fulg, păi, fulg. Ținând cont că doar roata din spate a costat... Ce avem de carbon? Deci avem furca odată de... Furca, de da. Carbon, da. Este firma EC90. Este ceva premium în lumea bicicletelor? Dacă o iei original, dintr-un magazin poate costa și 200-300 de euro. Dacă o comanzi din China, o găsești la 50-60 de euro, aceeași calitate, aceeași furcă. Am înțeles. Și ghidonul ai spus că este tot din carbon? Tot din carbon, firma Pura Arața. Exact aceeași chestie, dacă o cumperi din magazin, o iei câteva sute, dacă o iei din China, 50-60 de euro. Dar diferența de calitate nu există, e aceeași. Ambele au fost testate cu 40 de kg. Schimbătoarele sunt ele. De la Shimano? De la ce firmă sunt? Da, Shimano. Sora. Poate sunt 24 de poate viteze. Sunt oamenii curioși. Avem cameră aici? Există cameră. Există cameră. Dar această roată este foarte îngustă, deci cauciucul este super, super îngust. Câte viteze are bicicleta? Deci are 8 pe spate. Da. Și 3 pe față. Super tare. Dar nu sunt multe cursierele cu 8 și 3. O cursieră cu 8 și 3 costă mult. Arată super interesant. Asta este un suport pentru echipament, adică pentru niște încălțări speciale. Da. Nu sunt niște pedale clasice, simple. În talpa Adidas-ului există un fel de triunghi. Da. Ce se conectează aici. Și din mișcarea călcâiului, gen așa, se deconectează piciorul de pe pedală. Super, fain. Ca un caz de aici avem căzături. Un post pentru a pune apa. Ce mai avem pe aici? Alarmă. Alarmă la bicicletă? Alarmă deci, cu senzor. Cum se activează alarma? Deci în momentul pur și avem simplu... Avem o telecomandă. Ok, deci pur și simplu... Care nu am la îndemână momentan. Nu am la îndemână deci momentan. Deci pur și simplu, nu știu, după 50 de kilometri, ai decis să te oprești și să îți cumperi un suc sau apă. Exact. Ți-ai pus bicicleta frumos. Exact așa cum e. Așa te-ai dus să cumperi ceva de la magazin și tu ai activat alarma, da? Deci ai spus că se activează din telecomandă. Ce se întâmplă dacă cineva încearcă, nu știu, să-ți fure bicicleta? Pur și simplu are senzor de mișcare, cum se activează? Exact, senzor de vibrație, practic. Deci are un senzor de vibrație. Când ai atins-o, te anunță de două ori că este o alarmă activată. Da. Face ceva genul pe pip. Primești ceva și pe telefon? Nu. Deci nu este smart, este o alarmă de 15 euro doar. Dar există și alarme smart? Sigur există. Sigur. Interesant.
Și dacă tu continui să o miști și nu o lași în pace, atunci începe o alarmă normală, lungă și foarte gălăgioasă, care ridică tot cartierul. Se vede că ești pasionat. Ești pasionat de biciclete. Dar și culoarea e super tare. Culoarea asta mi-aduce aminte cu de Lamborghini. Acest galben. Da. Negru. Bicicleta în sine a costat 150 de euro, dar tot ce am adăugat pe ea a mai costat încă vreo 700 de euro și ceva. Deci undeva la 1000 de euro te-a dus bicicleta asta. Da. Până acum. Dar da, sunt doar piese originale și foarte asta renumite. Contează. Asta contează, că ai pus piese originale și nu spică după o zi, două. Jențile sunt genți care noi se cumpără cu 1000 de euro. Da? Și eu am cumpărat la mâna a doua cu 200 de euro și a trebuit să-i fac și service de încă 50 de euro. Adică sunt doar piese scumpe și de calitate. Da, destul de scumpă întreținerea la o bicicletă. Da. Nu mă așteptam să coste atât de mult. Dar nu vă luați după conceptul, vin în piesele din China, sunt mai ieftine, chinezării. Nu, nu există. Eu am luat furca și... Deci găsim în China atât piese contrafăcute, cât și piese originale. Originale, piese da. Foarte bune. Pentru că foarte mulți confundă piața din China, o confundă cu fake-uri. Exact, nu uita. Trebuie să te uiți. China trebuie să fie fake. Nu e adevărat. Chinezii s-au adaptat. Produc și lucruri foarte ieftine, pentru că există cerere. Produc și lucruri scumpe, pentru că există cerere și pentru lucruri scumpe și de calitate. Exact. Și mai este o chestie, nu întotdeauna prețul reflectă calitatea produsului. Pentru că mi-ai zis că ai văzut la Decathlon o bicicletă undeva la 1000 de euro. Da, în jur de 1000 sau 1200 de euro. Deci în jur de 1000 și nici nu se apropia de calitatea bicicletei mele. Exact, cum am zis. Pe care am făcut-o eu personal cu până în 1000 de euro. Prețul nu reflectă calitatea. E practic de două ori mai bun asta. Da, deci mai convins am să-mi cumpăr una la mâna a doua. Probabil link-urile pe care le găsesc cu bicicletele care sunt de vânzare, am să ți le trimit. Arunci și tu o privire și îmi zici ce părere ai despre fiecare Sigur. În parte și probabil o să ajungem la o bicicletă care o să fie ok și o vom cumpăra. Ai uitat să spui firma, care de fapt firma nu știu când s-a produs, cum s-a produs. Uite aici, firma. Firma Lakes, care nu o mai găsesc în momentul de față. Cred că e o firmă americană sau ceva, nu știu. Nu am căutat-o foarte mult în pe net, n-am găsit-o, nu știu cine o produce, dacă se mai produce, cum se mai produce. Dar e un cadru foarte rezistent. Da. Eu când eram puțin mai mic, am avut o bicicletă de la Carrera. Da, spune ceva firma asta, sunt cât de cât ok, sunt acceptabile. Nu sunt biciclete scumpe, dar sunt comune prin Germania. Exact, nu sunt foarte scumpe, nici foarte ieftine. Sunt biciclete comune în Germania. Dar să știi cât am ținut acea bicicletă, nu am avut probleme mai deloc cu ea. Am ținut-o 3 ani, am cumpărat-o la mâna a doua cu 100 de euro, după 3 ani am vândut-o cu 100 de euro. E bine, când și-a păstrat prețul. Nu am băgat nimic în ea, doar că începuse cauciucurile să se crape ușor, ușor. Da, în fine. Acesta a fost vlogul despre bicicleta lui Stere. Până data viitoare, eu sunt John, el este Stere. Vă rog să ne dați un share, un like și un subscribe. V-am salutat. Ciao, ciao, numai bine!